Asociația Club Sportiv Gold Stars Baia Mare organizează un concurs în ape deschise intitulat BU Traversează Barajul Firiza. În cadrul acestui eveniment sportiv, care reprezintă o premieră pentru municipiul nostru, va avea loc și o probă de triatlon, la care participanții sunt invitați să-și testeze forța și rezistența. Acest dublu eveniment va avea loc la acest sfârșit de săptămână, iar la start sunt așteptați sportivi amatori, dar și profesioniști din București, Târgu Mureș, Cluj, Oradea, Brașov și, bineînțeles, Baia Mare. Mâine, în prima zi de concurs, va avea loc proba de 1500 de metri înot și 5000 de metri înot, iar în a doua zi se va desfășura o provocare pentru iubitorii de triatlon, intitulată Fii cel mai bun, cucerește Ignișul. În cadrul acesteia, concurenții vor înota 1500 de metri, vor merge 45 de kilometri pe bicicletă și vor alerga pe o distanță de 8,5 kilometri. La final, cei mai buni sportivi vor fi răsplătiți cu premii substanțiale în bani, precum și în articole sportive oferite de sponsorii evenimentului. Concursul de înot în ape deschise este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, IPJ Maramureș, ISU Maramureș, Poliția Locală Baia Mare, Serviciul Județean de Ambulanță, Direcția Silvică Maramureș, AJVPS, DSP Maramureș și Crucea Roșie. Evenimentul se află acum la prima ediție, însă organizatorii de la Gold Stars Baia Mare vor să facă din acesta o tradiție anuală.